Amin. Slăviți să fie Domnul. Mă uit peste mulțimea de frați. De-a trecut când un verset pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat spunând căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga. Mă bucur că frățile voastre ați ales să căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Lucrul cel mai minunat este când în umblarea noastră, în vorbirea noastră, căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă mărturisesc că toți cei care fac astfel, Dumnezeu, celelalte lucruri, le vor adăuga. Îi le va da pe deasupra ca o binecuvântare și o mulțumire pe care Dumnezeu o are față de cei ce ascultă de glasul Său. Însă, din Vechiul Testament, așa cum frații au eu mi-am adus aminte, un cuvânt scris de prorocul Isaia care spune, cred că l-am mai repetat aici, dar mie mi-a rămas pe inimă, că Dumnezeu privește la cei smeriți, la cei umiliți cu inima și care tremură la cuvântul lui Dumnezeu. Și tot prorocul Isaia încheie cu un cuvânt în scrisul său, temeți-vă de Dumnezeu și veți trăi. Aceste cuvinte n-au trecut ușor pentru că vechile mele, dar fiind ca și toține voastre prinse să zicem de multe ori am uitat și am crezut. Dar Domnul s-a milostivit și astăzi sunt aici și nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a lăsat acest loc minunat, acest loc plin de taine, acest umedean cu binecuvântate și acești oameni care pot să ne dărgească o învățătură pentru sufletul nostru și chiar pentru veșnicie. Mulțumim Dumnezeu pentru acest loc minunat. Am citit cândva recent o carte a Sfântului Nicolae de Pioși. Și cum astăzi toate mass-media și toată lumea vorbește despre război, Sfântul Nicolae de Pioși scrie aceste cuvinte încă din închisoarea de la Dachau din Germania, când era în al doilea război mondial. Războiul este îngăduit de Dumnezeu și este făcut de oameni nelegiuiți, spune Sfântul Nicolae de Pioși. În timpul războiului, cei mândri se smeresc, dacă nu vor fi zdrobiți. Iar cei care nu au cursul pe Dumnezeu în timpul războiului, îl caută pe Dumnezeu și cred în Dumnezeu și se încredințează în mâna lui Dumnezeu și rămân acolo. Aș vrea aici să mă întâlnesc un cuvânt ce s-a petrecut cu un frate de-al nostru din România care a fost în al doilea război mondial în echipa de cercetași. Cei care sunt în armată știți ce înseamnă. Primii oameni care merg să descopere din amicul și locurile lui de luptă. Când a văzut că șuie recloanțele pentru urechii, pentru păcat și pentru el, a strigat, Doamne, ai milă de mine și scapă-mă și voi urma toată viața. Glasul lui a fost auzit acolo pe front, acolo când era singur de moarte și de viață și Domnul a scăpat. A venit acasă, a cercetat biserica,
care era în sat, care înainte nu era așa de frecventată. Apoi a venit și la frumoasă Domnului cu legământ, a trăit 83-84 de ani, iar Dumnezeu l-a luat și i-a luat sufletul cu un chip minunat. Citind Psaltirea, începând cu marginea patului, Psaltirea era mai scris pe pat, iar el a căzut grămadă lângă pat. Iată ce oameni a ridicat războiul. Eu știu numai de acesta, dar cărțile scriu de mulți oameni care erau păcuni și nu credeau și chiar contradiceau pe Dumnezeu. Aceasta este una din lucrările războiului în care Dumnezeu le îngăduie. Dacă citim un Vechiul Testament, să vedem că acolo este o istorie a războaielor. Dar de acolo, din războaie și din oameni care au suferit război, au simți proroși, patriari, care au lăudat pe Dumnezeu și au arătat dreptatea și adevărul lui Dumnezeu de care astăzi noi ne folosim. Într-adevăr, este greu războiul deputat și pentru cei de acasă care stau și pentru cei de acolo. Dar să nu uităm că Dumnezeu și ea, spunea Sfântul Nicolae Vergilovici, că prin pace oamenii se pierd și îl pierd pe Dumnezeu pe timp de pace și mor în iară pe satanii. De aceea Dumnezeu poate face minuni cu fiecare om în parte acolo, pe linia de tron, acasă sau unde este. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se poarcă să fie viu. Aceasta a fost mâna și primul de a ne chema și de a chema la lumea întreagă la mântuire. Într-adevăr, noi trebuie să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Acolo avem nădejde, acolo avem scăpare, acolo avem acoperământul Duhului Sfânt. Așa ne învață rugăciunea aceea care o găsim în rugăciuni de semn. Nădejdea de scăpare, scăparea de Dumnezeu. Fiul acoperământ de Duhul Sfânt, trebuie sfântă, slavă ție. Dumnezeu vrea să gândim mai mult, să ne ridicăm inima și să ne gândim în lucruri pe care nu se văd multe cei ne putești. Dumnezeu vrea ca să noi să ne deschidem ochii ei, ca cu ei să putem privi la lucrurile nădăjduite pe care Domnul Iisus ne-a pregătit în Împărăția Ta. Să rugăm întotdeauna să ne deschidem ochii ei și aceștia, după învățătura Sfinților Părinți, nu se deschid decât când îl chemăm din toată firea noastră pe Domnul nostru Iisus Hristos în rugăciune, folosindu-ne mintea, gura și inima. Toate acestea trebuie să le plângem deodată ca să putem să le facem auziți și să putem ca să facem să izvorască apa aceea care curge de jos în sus, care scoate din inima noastră lacrimi de căință și pocăință, pentru că la aceasta a fost chemat și acestea au fost îndemnurile atât a Sfântului Ioan Botezătorul, cât și a Mântuitorului la propovăduirea Evangheliei. Pocăiți-vă! Pentru tine sunt la lacrime aceste cuvinte, pentru că și Sfântul Ioan știu sigur că doriți Împărăția lui Dumnezeu. Avea fratele Traian o poezie în care refrenul suna cam așa: Tânjesc de lor, piesele de vizor, de râul Visalin, de cerul tău divin. Oare avem simță lucrul ăsta? Vedem că în lume nu este pace. Vedem că în sufletul nostru nu este pace și în lume este atât de creat cu păcatul care caută și spune cuvântul lesul în păcioare. De aceea am venit în locul acesta să cântăm putere
să căutăm îmbărbătare de la Cuvântul și Cuvântul lui Dumnezeu. Iar de când acasă, la fel, să rugăm pe Domnul să ne îndoțească, să ne dea putere, ca să rămânem lângă El și să ne dăruim în lucrurile cele de sus, în lucrurile cele sufletești. Aș vrea să închei un verset pe care Sfântul Iuda, unul dintre ucenicii Mântuitorului, care a fost lăsat și i s-a dat la împărțirea Cuvântului să propovădească Cuvântul în Ierusalim. Să nu uitați că pe vremea aceea, ca și astăzi, în Ierusalim, erau multe feluri de popoare și multe feluri de credințe, mai ales că chiar iudeii care l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos nu credeau și îi pur și simplu îi umorau pe cei care îl mărturiseau pe Hristos mort și înviat și lăsat la cer. A rămas să se mărească în Ierusalim și acolo erau și autoritățile Ierusalimului și autoritățile templului și celor ce conduceau. Și atât de tare i-a supărat încât l-a ridicat pe toate creasta templului și l-a aruncat jos ca cum să o Iuda. El a lăsat și cuvinte atât de tari și atât de folositoare și pentru noi în vremurile acestea de retrit, de rezistiște, de încercare, care ne spune așa. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă într-o a voastră prea sfântă credință, rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă cu dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viață veșnică. Să rugăm pe Dumnezeu, să rugăm pe Maica Domnului, să ne păstreze aceste cuvinte în atenția noastră, în mintea noastră, în inima noastră, păstrând credința și așteptând mila Domnului nostru Iisus Hristos. Să fiți să fie Domnului! Thank you.
lungă. Am venit în locul acesta și uitați-vă că avem
aproape 11 ore de când suntem împreună cu frații, cât am stat împreună cu frații, și cred că fiecare dintre noi avem probleme pe care încă nu le-am rezolvat. Și cred că fiecare dintre noi, plecând de aici, măcar plecând de aici, să plecăm, așa cum spunea fratele Traian, deci atunci când te desparți de cineva, să te desparți ca pentru ultima dată, că nu se știe dacă mai te întâlnești vreodată cu el sau nu. Când cântați o cântare, să o cântați ca ultima, că nu se știe dacă mai cântați vreodată cântarea aceea. Și tot din spunea fratele Traian, trebuie să fie ca ultimile. Și mă gândesc că și noi am avut frați care ne spaimă auzind că sunt probleme aici, n-au venit. Cei care au venit, aș vrea să avem pe inimă gândul acesta pe care ne spunea Sfântul Apostol Pavel. Că pentru el, spunea Sfântul Apostol Pavel, care ar trebui să fie valabil și pentru noi, ori a trăit, ori a murit, este Hristos. Părintele Iosif căuta să spună pe inima fraților gândul acesta, să nu-L pierdem pe Iisus cel răstignit din mijlocul nostru, din adunările noastre, din familiile noastre. Și uitați-vă că parcă și Sfântul Apostol Pavel și Părintele Iosif ne îndrumau la același lucru. Dragii mei, este cineva sigur că plecând de aici ajunge acasă? Nu-i nimeni. Fratele Traian spunea că o viață niciodată, sigură să nu s-o poți, însă moartea totdeauna poți să-și o aștepti toți. Nu e important că murim, că tot ziua trebuie să murim odată, că murim acum mergând spre casă, că nu ieșim de aici, că peste un an, că peste 10. Nu e important că murim, că trebuie să murim. Dar important e cum murim. Cum ne ducem în fața lui Dumnezeu. Și mă repet, un lucru pe care l-am spus și duminica trecută de la adunarea noastră anuală, de la Măniuți, când spune cuvântul lui Dumnezeu că cei drepți la dreapta judecată vor sta îngăbeniți ca morții. Dar ce ne vom face noi? Cei păcătoși? Ce ne vom face noi dacă nu ne pregătim, dragilor? Îmi aduc aminte de fratele Costică Părânzară, pentru că vedeți, spune fratele Traian, că oamenii cerești s-au dus și foarte pe vecine. Cu cât întreb mai mult din ei, tot mai puțin se știe. Oamenii aceștia, parcă nu ne-i va aminti nici în vorbirile noastre, nu ne-au rămas probabil nimic în inimă, din tot ce ne-au învățat și ne-au spus ei. Îmi aduc aminte că a fost fratele Costică Părânzară pentru ultima dată aici și spunea, Costică, spune, eram tine de atunci. Zice, și mai tine ca el, zice, voi poate veți mai veni. Noi nu știm. Un alt frate bătrân, la care predicau a fost la noi, la Cașmana, la Mărturare, la Priveni, la fel a spus, cu 6 luni înainte de a pleca de aici, a spus, pentru mine, a spus în plin cuvânt, cred că pentru ultima dată, un frate de 89 de ani. Și unii la fel au spus și s-au spus așa s-a întâmplat. Noi plecăm de aici, am spus, ne-am bucurat 11 ore împreună cu frații, când ne-am văzut. Doar că ne-am văzut viețile, era suficient. Așa cum ne aduc aminte din vremurile noastre, când pe vremea, când era frate Traian și era un singur așa aici, în câte o nuntă, chiar dacă era pe vremea aceea când era interzisă religia, totuși când apărea fratele Traian, era suficient să stai într-un colț, să-l privești numai când intră și primei binecuvântare. Și te-a spus la Dios și te-ai mulțumit acasă, că l-ai văzut și l-ai ascultat. Astăzi, uitați-vă, suntem așa cum suntem noi. Degeaba vorbim și degeaba spunem fraților și
dintre noi, cei mai mulți, să ne arătăm mai mult decât suntem. Atâta suntem noi. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă doi se vor uni să ceară un lucru de la Dumnezeu, este preputință ca Dumnezeu să nu-i învia. Și Dumnezeu nu rămâne din niciună. Și uitați-vă, părăsile voastre, trăim și avem atâtea probleme în fiecare dintre noi. Și din cât suntem aici, nu suntem doi la fel. Inima și cugetul și simțirile, că dacă cer un lucru de la Dumnezeu, două persoane care se gândească la fel, Dumnezeu nu rămâne din niciună. Dumnezeu le dă și Dumnezeu poate opri și furtuna și ploaia și poate să ne dea ploaia și poate să ne dea tot ce avem nevoie. Dar trebuie să fim noi. Deci, vedeți, noi ne străduim, poate, de multe ori, ca să arătăm cumva. Dar dacă ne auzim în Vechiul Testament, Dumnezeu l-a ascultat un om care era în război. Și atunci când vedea cu vrăjmașul în fruntă și vedea că nu mai are șansă, ridica mâinile către Dumnezeu. Și Dumnezeu oprea soarele în cer. Era vorba de Iosua. Omul acesta care a fost ales, spune fratele Traian într-un timp așa de tainic a fost ales omul acesta, când zice că Moise era gata ca să plece de pe pământ, îl cheamă Dumnezeu și spune, Moise, pregătește-te că tu va trebui să pleci. Caută mii de oameni care știu să folosească sabia, să fie viteși și să fie cea mai bine vorbiți în popor. La o mii de oameni, găsește de atâtea și mai bun și mai rău ceva să găsească pentru fiecare de spus. Se duce în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, am făcut așa cum ai spus, i-am găsit. Ei, acum, Moise, du-te și alege din cei 1100. S-a dus Moise și a făcut la fel. Și iar se duce în fața Domnului și spune, Doamne, am găsit pe cei 100. Dar Moise, dar du-te din cei 100 și alege-mi 10. Început să-i fie mai greu. Dar spune că după o muncă destul de grea, duse, ascultăm, căutăm, întrebăm, ca să fie vorbiți din mine în popor, eu găsesc pe 50 și se duce. Ce spune Doamne? Eu găsesc pe 50. Dar mă zic, acum duce și din 50 alege unul singur. Spune că Moise s-a dus, a început să plângă și vorbea cu fiecare. Stătea la fiecare corp, mergea, întreba, nimic să menție. Era greu. Dar totuși s-a oprit în toate spusele. Erau mai mulți nu. Care aveau un comportament frumos acolo. Dar l-a dus pe Iosua. S-a dus în fața lui Dumnezeu, spune Doamne. L-am găsit pe cel mai bun. Dar Domnul îi spune, acum du-te, trimite-l pe el să-l caute pe cel mai rău om din tabără. Spune că 40 de zile Iosua s-a dus, asculta, era ușa portului, stătea de vorbă cu fiecare și întreba, cine-i mai rău în mince de la voi, din corp? Ce părere aveți despre el ăla? Ce părere aveți despre el ăla? Și ce strâmbii care am auzit, nu mai rău. Auzea și câte un lucru bun. Se duce după 40 de zile în fața lui Moise și spune, Moise, n-am găsit pe nimeni mai rău la mine. Atunci Moise se duce în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, l-am trimis și nu spune, n-am găsit pe nimeni mai rău la el. Deci acesta este omul care trebuie să ducă poporul mai departe. Și omul acesta, când a dus în război, când ridica mâine în sus, se oprea soarele pe cer. Dragii mei, haideți să uităm un pic la noi, la alegerea noastră, la felul nostru de a fi, la felul nostru de a ne comporta. Că s-ar putea cu plajă, cum am spus, cu unii să nu ne mai vedem niciodată. Și atunci, ce am arătat fi în ziua de căzi, dacă și aici în adunare, și între frați, sau când acasă, ce mai bine noi, am mai avut poate ceva din inimă, până când am lăsat acel ceva în care ne ține și până când mi-am rezolvat problemele
Dumnezeu nu își poate întoarce față către noi. Să nu ne așteptăm la mai bine. Uitați-vă, spunea în alt presfințul de dimineață la slujbă, lucrurile care se petrec aici, se petrec și la noi, se petrec întreg matlamântul. Oamenii nu mai respectă decizia lui Dumnezeu. Oamenii nu mai spun că așa a spus Dumnezeu și așa trebuie să fie. Facem cum vrem noi, că Dumnezeu dă-i o parte. Și atunci vrem ca Dumnezeu să aibă milă de noi, ca Dumnezeu să ne ocrotească, ca Dumnezeu să ne păzească, ca Dumnezeu să ne ferească familiile din probleme și chiar pe noi nu știm din probleme. Deși, dragii noștri, să plecăm de aici cu un gând, să căutăm să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă ne vom strădui fiecare acolo în corțul nostru, cum să vă mulțumim aici, când Dumnezeu vine și suflete și în cămăruța noastră. În cămăruța noastră, când suntem acolo acasă, putem să spun rugăciunea scurtă și simplă pe care am auzit-o astăzi la Sfânta Evanghelie. Că Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, și Dumnezeu, care s-a uitat și l-a văzut și dona în pânte și în chipul care l-a văzut pe părinte din toți care le-au copii de 7 ani și vedea mama strivită cu armele taurului, ne va vedea și pe noi și va răspunde, dar trebuie să strigăm prin El. Trebuie să ne întoarcem la El, singura soluție, să ne întoarcem la Iisus și răstignitul spune Părinte Iosif. Altă soluție și altă scăpare nu avem, nu spune cântarea. Nu cer altă scăpare lui, altă nume nu s-a dat, decât Iisus, Iisus ce scump. Pe toți i-a dat la față. Dragii noștri, cu gândul acesta am venit. Și asta ar vrea să plec de aici. Poate dacă nu o mai întâlnim niciodată, să ne arătăm în urmă Dumnezeu, mâncare, dincolo în împărăția lui. Unii i-au spus că se duce ca să ne pregătească un loc. Să ne putem pregăti pentru locul acela. Și chiar dacă distanța sau multe probleme, s-ar putea pe unii alți să se ne facă, să nu ne mai putem pregăti aici pe pământ. Sau pentru un timp, nu știm, să căutăm să ne rugăm unii pentru alții. Și să ne bucurăm unii de alții. Uitați-vă, vreau să vă spun un lucru care poate ar părea minor. M-am bucurat de toți frații cu care ne-am întâlnit și nu ne-am întâlnit de mult. Dar în adunarea noastră, Suceava, oricare mine, că am văzut să-mi facă la adunare, Suceava. Am plecat de acolo și n-am știut că vorbim niște ungelași care ne duc adunarea, tinerii care ne sunt în fața și m-am bucurat mai mult de ei decât toți frații. Ei sunt tinerii care ne duc în cările la adunare, în adunare. Ei sunt bucuria noastră. Și plecați față la. Și am spus, parcă m-am bucurat așa de mult. Și am vrea, așa cum vine o frață, văd din dragii mei, să ne bucurăm de orice suflet, să ne bucurăm de orice vedere, să plângem de orice despărțire, pentru că s-ar putea întâmpla să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă aici ne-am plătit, cum ne-am plătit, și dacă aici ne-am vorbit și ne-am spus poate lucruri care ne trebuie, haide să ne rezolvăm. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu, sigur este acesta. Și dacă Dumnezeu va vedea, nu vreau să poate ce se va întoarce cu milă de între noi și va putea să oprească orice problemă, orice necaz care vine asupra noastră. Dar Dumnezeu nu de până o apuc oamenii, dar nu se va întâmplă că Dumnezeu o numărăție și o cecată. Domnul Dumnezeu a apuc un om acolo deloc, decât toți fost. Dumnezeu poate să rezolve problema cu oamenii, dar trebuie să venim la El, să-i spunem lui și să plângem la mijloacele Domnului lui și să ne întoarcem la El, atât că nu-i prea târziu, că s-a putea cumva, să vină o vreme, când au ceva luat și să strigăm, ca să putea să fie mai apropiat de Dumnezeu. Thank you.
prea sfântă vremea pe cântuțile noastre în lucrul acesta. Aici ne-am venit cu călăuță. Aici ne-am venit cu Domnul. Așa cum și prea sfântitul a venit la noi. Și ne bucurăm din toate inima că avem aceiași părinți care ne-au născut. Mulțumim din toate inima, Sfântul și dragul nostru, Dumnezeu, că El cunoaște, că iubim, că îi precim. Mulțumim din toate inima pentru că El este cuvântul tău, primei sub forma cea mai minunată, cea mai pătrunzătoare, cea mai dulce în limba noastră. Mulțumim din toate inima. Mulțumim pentru locul acesta sfânt și drag, Domnul. Doamne, Mântuitorul nostru sfânt și drag, te rugăm să ne faci totdeauna tot mai sfânt și tot mai drag. Întâlnirile, așa cum am auzit de doi sau trei, pe cea acolo unde sunt doi sau trei, după cure în mijlocul nostru și te aduci cu acea parte și ne aduci cu bucuria ta. Te rugăm să faci sfânt și drag, nostru Mântuitorul, această dragoste, această părtășire, această legătură frățească să se extindă. Și așa cum noi am venit în locul acesta, pentru că dacă avem părinți care ne-au născut, avem și părinți care ne cresc, avem și părinți care ne dau drag, avem și părinți care ne învață așa de frumos cu Dumnezeu. De aceea mulțumim din toate inima Sfântul și dragul nostru Mântuitor pentru clipele acestea pe care le petrecem împreună. Și am rugat din toate inima și am dorit ca și frații de aici și părinții de aici să vină și să ne bucurăm împreună și în România. Sfântul și dragul nostru Mântuitor, te rugăm să ne întâlnim cu tot singurul și pe vrăjmașul diavolului care caută ca să ne depărteze unii de ceilalți. Noi suntem simți la fel, noi te iubim la fel, pentru că avem, Doamne, aceeași învățătură, avem aceeași părinți, avem primire Sfântul și dragul nostru Mântuitor și avem copii care au iubit și iubim părinții noștri și iubim învățătura lor și te iubim în tine, prin ei, Doamne. De aceea ne învățește tot mai mult și nu lăsăm de noi vrăjmașul care să ne despine, ci din contra te rugăm, Doamne, să ne urmești, să ne ajut să simțim unul cu celălalt, mâinile noastre, întâlnirile noastre, să fie binecuvântate de tine mereu. Mulțumim încă o dată pentru clipile acestea, pentru locul acestea, binecuvântat, unde cine de aici, așa cum a spus fratele Crean, eu am iubit acest locul, ca aceeași putere care am în cer și l-am înfrumusețat pe el. Mulțumim că aici părinții noștri au înfrumusețat Pământul acesta cu aceste minunate biserici, catedrale, Doamne, cu Mântuitorul nostru, în care ne simțim așa de bine fiecare dintre noi, în care venim cu drag în locul acesta și simțim în prezența ta, probabil, în mijlocul nostru, pătrunde în mintea noastră și în inima noastră și ne face viața noastră fericită. De aceea te rugăm să ne ajuți, să ne dăm seama că noi în locul acesta venim pentru noi. Nu venim atât pentru tine, că tu ai cerul, ai slava ta. Tu nu aștepți slava noastră, deși o dorește și aceasta. Dar tu ne vrei binele nostru, tu ne vrei fericirea noastră, tu ne vei pacea noastră. Mulțumim din toată inima, Doamne, că după Sfânta Liturghie dai și această ram, acest supliment al lucrării noastre, Doamne. Cine am face noi fără ea? Unde am fi fost noi acum? Dacă aici în locul acesta, cei care se rugeze ție, Doamne, tot mai pot să vină la o fecerare, tot mai pot să vină la o slujbă, dar numai acolo unde suntem noi, Doamne, numai de dimineața, de prea puțin, în atâtea zile. De aceea îți mulțumim din toată inima pentru lucrarea aceasta,
le pune pe munte, pe inima tuturor, Doamne, ca să înțelegem că e pentru noi și pentru fericirea noastră și pentru mântuirea noastră. Mulțumim de toate și pentru toate. Mulțumim pentru dragostea care a fost primiți în locul acesta. Te rugăm să iei, dacă n-am fost și nu suntem totdeauna așa cum ne cer tu, așa cum vrei tu ca să fim noi. Te rugăm să ne ierți și să ne binecuvintezi, Doamne, și la întoarcerea noastră. Și să-i binecuvintezi pe cei care sunt aici, în locul acesta. Și pe cei care suferă, Doamne, și sunt acum greu încercați în război. Te rugăm să ai milă, Doamne, Mântuitorul nostru. Iar cei care, Doamne, poate așa sunt lui să pleacă, să plece din pe locul acesta, te rugăm să le deschizi cerul, să le dai un moment ca și altul în parte, când să-și cea iertare și să se mântuiască sufletele, ființele celor care, Doamne, sunt acum plecați și să fure raiul, așa cum a furat în parte. Te rugăm să ai milă, Doamne, mulțumim încă o dată pentru felul acesta. Te binecuvintează la despărțire de fiecare dintre noi și ajută-ne, Doamne, ca să se putem aduce toată slavă și istea și cuvinte, Tatăl Ceresc, împreună cu Domnul Iisus și cu Duhul Tău Cel Sfânt, de acum și până veci de veci. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curea și în veci veci. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. N-am prea simțit de stăpâne, Fiul din viață. Dragi părinți, iubiți frate în veșurori, cred că a fost mai greu, am înțeles, a fost mai clar, dar așa cum am întâlnit în veșurori, așa este bun. Îți fac că ne-am adunat și stau la Domnului că ne-am întâlnit. Dumnezeu murea pe
cruce, plătim și răscumpărim sufletele noastre. Ce frumos e astăzi! E totul numai cer. E totul numai bucurie. Și în jur, e numai sărbătoare. Se bucură cerul împreună cu pământul. Se bucură orice ce trage. Lăudați pe Domnul. În chemarea de răsătoare. În spunerea lăudă. Lăudați pe Domnul cu psalmi, cu o cântare nouă. Toată suflarea să laude pe Domnul. Iată, cât de frumos să lauzi pe Dumnezeu. Cât de frumos să trăiești cu Dumnezeu. Să știți că găsiți de aici și nu vorbiți bun. Să stați la urmă în lucrat să nu pierdeți ce ceați în mine. Mintea, sufletul și inima să crede în continuare aceste întrebări. Până înțelegi că mintea pe care au și sunt metodele care călugările poartă. Și odată am văzut la călugă, aveam și eu metanie, dar a mea era mai scurt, dar era așa scurtă metanie. Și am întrebat, păi, dar cum am atat așa de lungă metanie? Zice, de la rugăciune, la rugăciune se lungește. Zic, înseamnă că nu mă rog bine. Și atunci, la fiecare Doamne Iisuse Hristoase, m-am sunit de teamă de aceea ca să se vrăgească. Și așa de rușit că a fost pe urmă, când mi-am dat seama că ea era rugăciune de umbran, ea tot se vrăgea de mâna aia. El îmi înseamnă că Iisus Hristoase. Dar nu vreau să vedeți cu mâinile să vă fie ca să fie și avea mâine ca lui, că tot vă rog și eu. Așa de mult vă rog și în față de Dumnezeu. Că Dumnezeu te iubește. Că Dumnezeu a venit pentru mine și pentru tine. Nu sunteți fericiți. Că tu sunteți pierdut în lumea asta. Vine Domnul să-și caute dragul pe lume. Vine să-și caute voința ta. Și spune că o găsești, că o află. Bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Și iată că îl ia în brațe și îl duce acasă. Acolo, la casa noastră. Spunea fratele de Andoni, ce dorme e acasă. Acasă de ea. Era multă crucea lui. Știți ce am fost și părintele lui Iosef și fratele lui Traian? Părintele Iosef. Au trecut mulți ani. De când i-am întâlnit în acest moment. Și fratele Traian. Tot așa s-a mai stat. Tot cu acea privire semnină. Cu acea iubire, cu acea smerenie. Așa privește. Așa privește de acolo. La fiecare suflet. La fiecare inimă. Care atât de greu se deschide astăzi în cer. Pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Frații mei, faceți ascultare. Mergeți și spuneți. Acum puteți spune deschis. S-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă și credeți.
pentru cei care toți ani ai aceștia n-am lucrat de ajuns în via Domnului. Și ne rușim. Cât puteau ai să-ți face? Câte suflete putea să-ți întoarce la Dumnezeu? El să prășmați niciodată cu Doamne. Dar acum, vorbiți, frate, e timpul, e vreme. O să le vedeți de dragul cu ochii voștri. Nu se știți ce mai are. Tot ce vă va face va fi mai împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului. Atât vă rog, nu pierdeți în mine. Puteți să pierde tot, și casă, și avere, și tot ce aveți. Aveți un suflet pentru care nimic nu poți să am schimb. E dat toată lumea, ce este în lumea aceasta. Nu-l pot să se supără. Dar nu mai vreau la lacrimile de temeriți, ale bucăriți, lacrimile dragoste, rugăciunea ferminte și întoarcerea în brațele de Dumnezeu. L-ați învățat pe Dumnezeu, strâns de Dumnezeu. Ai simțit că mai vrei să te duci de aici? Rămâi în el. Aici e fericire. Aici e bucurie. Nicăieri nu poți găsi. Decât la Iisus cel răstignit. La Tatăl cel răstignit. Care spune atât de mult de Dumnezeu lumea aceasta. Că pe singur să o fie la altă jertfă de răscumpărare. Ca toți cei care vor crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sfânte și iubire Sfânte, ce nu trebuie să vă lăsați? Nu vă uitați să stângă și de altă. Priviți simtă la inimă la Iisus cel răstignit. Frații, ascultați-vă ce vă spun, tare puțin a rămas.
Pentru că mulți ar putea să nu mai fie timp de pocăință, timp de îndreptare. Și grăbiți-vă acum să vă grăbiți că tare mare credință și ține tare grele asupra întregului pământ. Țineți-vă de Hristos Hristos. Rugați-vă de tine și nu se poate face nimic ca Domnul. Dacă Domnul va fi cu noi, atunci ce vom deveni împotriva noastră? În brațele lui Dumnezeu, pe toți să ne vreți în Dumnezeu, Sfintei, mai și Domnului, tuturor Sfinților. Și au spus, tata,
Și atunci Dumnezeu m-a luminat după a cincea zi, dar și m-a păzit. Deci de cinci zile când am plecat atât de cita lui și eu sufeream, îmi chinuiam și atunci am spus, pregătiți-mă, mă duc la sitar, am înțeles. Și am început să-mi gândesc așa la porta și am spus, îmi dată te tai. Fără să știu nimic. Dar vedeți că e dragoste, frate. Dumnezeu se salvează când au venit cei care iubesc cu adevărat. Și slavă Domnului, s-au mirat toți pe ce stare era. Și noaptea pe care noi suntem operat. Și așa Dumnezeu salvează copiii săi. Așa și dragoste voastră. E multă că am spus. Voi veniți și mă întoarceți la voi. Dar câteodată cine ați lăsat? Mi-ați lăsat dragoste. Dragoste, fără de mare ce ați lăsat. Că de atunci și astăzi și până astăzi, cine vine aici și această mănăstire, să ne așteptă bine aici. Atât de bine simt să fie aici. Acum înțelegem ce era pe la mor. Să facem trei cu iubire. Nu vreau să mă întâmplă. Dar dacă vine cu întâmplă și mă întoarceți la căsuțele voastre și să vă rugați să vină unii pentru alții. Să vă pregătiți să fiu marea sărbătoare a întâlnirii cu veșnicia cu celor de Dumnezeu. Îmi pare rău că văd mai mulți frați acum și ar fi trebuit ca să fi vorbit și ei. N-am știut și frați mai bătrâni au fi fost foarte fericiți să fie mai ascultăm o dată pentru noi, ne mai întâlnă rău. Poate că am fost prea neatenți și rugăm iertare la toți. Vă mai așteptăm. Duminica viitoare, frații de la Sărești, ne așteaptă pe toți la adunarea sfântă anuală. Și unde veți avea că ei se adunare, când se adună frații de Hristos, alergați frații, alergați și împăriți-vă în credință. Mulțumim din suflet, iubiți credincioși, Domnul să vă binecuvânteze pe toți, Înger păzitor pe căsuțele voastre, și ce între să vă binecuvânteze pe Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. O venise cu oare părat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a urmă de-a fericită și prea de vinovată și să vă ierteți cu binecuvinteze. Doamne! Terminat!